De ce a trebuit Isus să moară? Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jerfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, versetul 25. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 4, versetul 10. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: Blestemate oricine este a târnat pe lemn. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 3, versetul 13. Dacă Dumnezeu nu ar fi drept, nu ar fi fost nicio cerință ca Fiul Său să sufere și să moară. Și dacă Dumnezeu nu ar fi fost iubitor, atunci nu ar fi binevoit ca Fiul Său să sufere și să moară. Dar Dumnezeu este și drept și iubitor. De aceea, dragostea lui binevoiește să împlinească cerințele dreptății sale. Legea lui Dumnezeu cerea să-iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Deuteronomul, capitolul 6, versetul 5. Dar noi toți am iubit mai mult alte lucruri. Asta înseamnă păcat, al dezonora pe Dumnezeu preferând alte lucruri mai mult decât pe el și a acționa în conformitate cu aceste preferințe. De aceea, Biblia spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, versetul 23. Noi slăvim lucrul de care ne bucurăm cel mai mult, și acesta nu este Dumnezeu. Prin urmare, păcatul nu este mic, pentru că nu este săvârșit împotriva unui suveran mic. Seriozitatea unei insulte este scoasă la iveală de demnitatea celui insultat. Creatorul Universului este nespus de vrednic, de respect, admirație și loialitate. De aceea, eșecul nostru de a-L iubi pe El nu este neînsemnat, este trădare. Acest eșec îl defăimează pe Dumnezeu și distruge fericirea omului. Fiindcă Dumnezeu este drept, El nu mătură aceste păcate sub preșul Universului. Dumnezeu își dezlănțuie o mânie sfântă împotriva acestor păcate pentru că ele merită să fie pedepsite, iar Dumnezeu a făcut acest lucru cât se poate de fiindcă plata păcatului este moartea. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, versetul 23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Ezechiel, capitolul 18, versetul 4. Iată că toate sufletele sunt ale mele: După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Există un blestem sfânt care stă să cadă asupra. Oricărui păcat. A nu pedepsi păcatul ar fi nedrept. Coborârea lui Dumnezeu în mânia sa este îndreptățită. Dacă el nu ar face acest lucru, atunci la baza realității ar domni o minciună. De aceea, Dumnezeu spune: Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în Cartea Legii ca să le facă. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 3, versetul 10. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în Cartea Legii ca să le facă. Deuteronomul, capitolul 27. Versetul 26. Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia, și cine nu le va face, și tot poporul să răspundă amin. Dar dragostea lui Dumnezeu nu se odihnește atâta timp cât blestemul atârnă asupra întregii omeniri păcătoase, și el nu este mulțumit doar să-și arate mânia indiferent cât de sfântă este aceasta. De aceea, Dumnezeu îl trimite pe singurul său fiu pentru a absorbi mânia sa și pentru a îndura blestemul pentru toți cei ce se încred în el. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 3, versetul 13. Acesta este înțelesul cuvântului jerfă de ispășire din textul citat mai sus, epistola lui Pavel către romani, capitolul 3, versetul 25. Pe el, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jerfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, că își trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu se referă la îndepărtarea mâniei lui Dumnezeu prin oferirea unui înlocuitor, iar înlocuitorul este pregătit de Dumnezeu însuși. Înlocuitorul Isus Hristos nu doar ridică mânia, el o deviază de la noi înspre el și o absoarbe. Mânia lui Dumnezeu este dreaptă și a fost consumată, nu doar îndepărtată. Haideți să nu ne jucăm cu Dumnezeu și să nu i banalizăm dragostea. Nu vom fi niciodată uimiți de dragostea lui Dumnezeu dacă nu recunoaștem seriozitatea păcatului nostru și dreptatea mâniei lui împotriva noastră. Dar când prin har ne vom trezi și ne vom vedea nevrednicia, atunci vom putea privi la suferințele și la moartea Domnului Hristos și vom putea spune: Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca absorbitor al mâniei, ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 4, versetul 10. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre.